Desigur, nu uităm de Blade. De Rintaro, care... Acum văd că în sfârșit arată ca un Kamen Rider. Nu spun că e un Super Sentai, dar nu cred asta. Aici vedem poziția unde în prima fază ia, poate ai pe acolo, deschide, îl pune, deschide aici. Vedeți, înțeles cum merge. Și vedem asimetria corpului. Vedem aici niște tunuri sau tunuri de blasturi. Ce este formă de atac. Și vedem și se forma se numește King Lion Daiseki. Vedem aici boosterul, îi vedem pe ambii doi luptându-se, Blade și Seiwa. Vedem cum amândoi lucrează împreună. Desigur că sunt amândoi în parteneri. Aici vedem, desigur, un tot diferit de Lion Daiseki. Ai cu upgrade version of the... Ai cu o versiune upgradată a lui Lion Daiseki. Aici vedem totodată pasărea aia, rața aia sau gâște. Sau rățuște, da. Rățuște aia din rățuște așa rută. Cum este scanat prin sabie și tot așa mai departe. Vedem poziția tot din cum o vedem în Wonder Combo-ul său. Aici tot vedem un atac special care îi dă lui Dezas. Care însă e destul de incredibil. Prin Twitter-ul aici care am primit aici. Aici e foarte clar. Finisher se spune, se numește Lion Hydro Stream. Care se rade cu Street Seeking în agreu. He's Lion Booster, he less on, he can perform Lion. Da, Lions, când scalează, poate forma Lion Soul Slash. When enemies attack, which is splash the water. Da, aici cum vedem pe Dezas. Aici, da, este Lion Soul Slash. Acolo îi spunem Lion Hydro Stream. Aici tot vedem alte scanuri. Cum ne vingem un goblin. Tot aici am Andrei Bocul. Poate vedem pe, cred că e Legiar? Nu, Legiar nu e. Ar fi un tot Monster of the Week. Un mai diferit de data asta. Aici este performantă o formă care pe care Blade o are și anume că se poate transforma însuși un leu. Și aici vedem sensei care are în gură. Este genială. Un blaster. Aici vedem acolo Cerberus One Ribok scanându-l. Nu știu de ce, însă probabil vorba de Espada, care probabil nu a avut o formă, upgrade form, dar însă vă explic eu de ce. Uite aici, vedem alte scan-uri. Vedem pe Calibur, da, în Java Dragon. Aici e bătăria din episodul 12, care o să vină mâine, unde Kento probabil o să piardă. Și aici e cum se va desfășura. Dacă nu știi. Deci ăsta ar fi Toma, ăsta e Kento. Sau nu știu, ar putea fi rolurile inversate, nu știu. Însă ideea este în felul sunt de adevărat. Deci ăsta e Kento. Deci am ajuns la... Aici vedem un adevăr despre Daichi și vedem big review-ul din ce s-a întâmplat în 15 ani în urmă. Ce s-a întâmplat în 15 ani în urmă? Deci am o teorie faptului că Kento o să moară. Nu mă înțelegi greșit. Mulți spun că o să fie Christmas special, adică Crăciunul, că o să...
că unul dintre camerele trebuie să moară pentru povestea să continue. Da, este understandable in most parts. De asta eu ajuns la concluzia asta de aici, probabil să reînvie cum a fost cu Laser, dar însă Kento probabil o să fie rău și probabil o să-și recupereze Jao, adică Hawkeye Kurami de la Daichi, că o să fie un alt caliber. Dar cred că o să fie 3 caliber probabil, că de aici nu cred că este neapărat un rol principal în asta. Însă, probabil, nu se știe. Alte imagini, însă, mai detaliate. Hai să vedem episodul anterior. Da. Însă, partea asta nu. Da, asta sunt foarte bine. Cred că Kento o să moară. Întreba asta. Eu nu am nimic cu Kento. Însă, problema este faptul că în timpul episoadelor începe să fie cam ciudat și tot așa mai departe. Cred că de asta au început să... Cred că o să scoată un pic din peisaj pe Kento până când... ca să mai aibă loc pentru mai multe idei. Dar na, cred că o să pun partea asta în overshadowing până când în momentul oportun. Ceea ce ar putea să rezulte într-o povestea în ceva... un twist destul de magnific. Că probabil să pună twisturi. Ca de exemplu... Kento nu a murit sau probabil Kento a reînviat ca un zombie și devine un Black Knight sau cam așa ceva. Cam toate astea se rezumă la asta. Nu prea mult spus despre film. Pe film nu se numește Kamen Rider Saber, Swordsman of Phoenix and Book of Ruin. Cam așa se numește filmul. Despre un nou Kamen Rider din film, care este antagonistul. Tipul ăsta este un Swordsman care nu poate să e nemuritor. În partea asta, pentru că Phoenix-ul, care toată lumea știe, poate să renească din ce... Vedeți aici One Drive Book-ul, care se numește Eternal Phoenix. Swordsman noștri. Lupta pe care o au și tot așa mai departe. Da, și o carte specială pentru Camera de Falcio, care se numește Camera de Falcio, da. Da, nu se prea neapărat 15. Dar aici vedem o schimbare, pe cât tot în film. Aici vedem Slash, which conta Sankyu. Îl avem pe Buster Rebe Rock Bandu, iar pe Genza avem pe Genza în Jack nu mai în ochii. Sau nici era. Cam așa avem modificare. Nu știu neapărat cine știe ce, însă e destul de interesant. Despre Daishi, probabil că o să vedem ceva schimbat când vedem Conda Sakyu. Despre Buster cu Berman în Rock Band, poate să facă Earthquake. De ce? Pentru că muzica foarte tare și cu puterea de pământ ar putea să rezulte Earthquake. Adică cu tremure. Ceea ce este scris. Și practic vedem și noi cum arată cu Jack când o dăm în ochii. Atât de sud de incredibil. Probabil o să fie ceva mișcare, dar... cine știe? E bine, și despre film, despre filmele astea, voi spune neapărat că nu vreau să tot lungesc cu toate chestiile alea. Puteți să le vedeți voi dacă vreți. Despre trailerul care l-am văzut eu acum, despre Kamen Rider Saber, practic ni se arată o carte ciudată. O fel de carte ce tot ne arată despre multe chestii care le vedem. Iar apropo despre Kamen Rider Zero One, The Movie o să apară și singur v-am mai spus în chestia anterioare. Mai multe chestii despre Saber, despre cum totul a fost totuși mai departe. Însă, detaliile astea despre o carte misterioasă,
Și mai mult despre un tipul ăla ca mai de falcio sau un falcon, nu, mai mult un phoenix. Mulți erau mulți oameni, swordmen, nu știu, băieții noștri care vin la atac, cu toate istese. Nu știu cum vor să-l învingă pe Eden. Însă putem vedea și în trailer și despre lampă de ochi de rosă. Foma, dacă puteți vedea acolo. Ori putem vedea o formă în care putem vedea Golden Aladina sau lampă de ochi. Însă nu și știe foarte clar care despre ce formă. Nu contează, de mai mult este da. E nasat ăsta. Vedem și lupta intensivă de Toma și Fancho. Tot tipul ăla. Dar despre Kamen Rider Zero One. Eden este mai mult un foarte rare. Practic, el începe distrugerea umanității. Și practic, avem Abaddon. Un fel de societate care vor să oprească. Iar anul tău vedem în sfârșit că confirmarea că ține Hell Progress Key. Dar nu este o că zice, Heaven and Hell doesn't matter at this point. Toma are în mână Hell Rising Hope sau cam așa ceva. Foma din film, exclusiv. Ce poate distruge tot. Însă, de pe Toma, cum marchează la noua izudă, de ce toți știm cum ce s-a întâmplat. Da. Toma nu prea este în fine cu toate chestiile astea. Probabil vedem în filmul ăsta în care Izu și recuperează memoria, își reamintește totul din o nouă formă a ei. Cel mai probabil, însă, asta e foarte trist. În toate chestiile astea și despre tot și despre toate. Însă, cam atunci cu episodul de azi. Dar ne-am sperat să nu fie foarte lung, ca să nu mă alungesc în toate chestiile astea. Eu am fost și ne vedem de Whisper in your head, so pencil and it down. Voices in this world. Ah, sau la editor, nu mai este. Astăzi o să mă omit despre scanner. Desigur, mi-am omit de atunci, dar e ceva am spus în episodul anterior, că, în videoclip anterior, că probabil nu am putut să dau record la acolo, deși am început foarte bine, însă, na, ați puteți voi ia. Hai, dați like, share, subscribe, să ne vedem pe mine, vizia, vă zic că mă țin, pe toate videoclipurile, pentru că mă țin, deci, să ne vorbim despre Skyrim și o să ieși despre cele două filme care o să apară în camera, mai mult camera de 01, Real X Time, iar la se va să apară un film și o să vorbim și despre filmul a doua. Încă nu a apărut, o să apar scanuri, dar o să vorbim și scanul ăla. Dar oricum, vom vorbi despre primele scanuri care le vedem. Uitați-vă la primul scan. Adică, practic, arată exact ca camera de Blade, nu Blades, din Seba, că mă refer la Blade din camera de Blade. În prima fază a Hazy Riders, mai are și ca camera de Ryuki. Hai să vă explic de ce. În primul rând, armura asta mi se pare destul de incredibilă. Am fost un pic dezamăgit acolo, însă, practic, mie îmi place foarte mult că are perspectiva unui cavaler. Și, practic, are o armură destul de este incredibilă și este de simetrică. Una care chiar arată destul de blană. În prima fază vedem cartea aceea. Se deschide. Și uitați-vă. Nici măcar Calibur nu poate să dea un damage. Practic i-a dat doar. Practic o să fie incredibil în forma asta.
Despre bulking-ul de Wanda, adică cărțile care era mult mai groase și mari. Haideți să vă explic care sunt cărțile. Prima carte, o vedem aici, care Toma o ține acolo. Asta e cartea care Toma a găsit-o în Avalon. Și se numește Dragonic Knight. Este mai mult un Wanderer book foarte mare. Și vedem aici transparența. Și cum vedem partea roșie. Și când se deschide, vedeți faptul că are 4 poziții de deschidere. Deci, practic, are puterea a 3, nu una, nu două, ci 3 Wanderer book-uri diferite. Când de ingenios este. Și sigur, mai avem și Blades, da, pentru Blades, și anume King Lion Daiseki. Deci Rintaro o să aibă, o să o ține frumoasă, cred că după ce Dragon Knight o să apară, o să vedem King Lion Daiseki. Întâi se deschide partea aia, tot vedem. Și uitați-vă, se deschide ambele două, ca și cum ar fi două deschizători. Și vedem acolo ceva la mijloc. Nu știu dacă vedeți, da. Poate asta, da. Asta se vede. Cât de incredibilă poate să fie această carte. Cât de ingenios. Când deschisă, vedem aici partea din mijloc a cărții. Ceea ce face cartea asta destul de incredibilă și de ingenioasă. Cât de ingenios poate să fie. Însă, este conceptul este foarte vag și ciudat, însă, practic îți dă senzația aia de cum de incredibile. Și practic vedem partea aceea, ceea ce e destul de cât de detalii incredibile pot să fie puse. Aici vedem un finisher. Primul rând este sabia, unde se lovește și apare dragonul. Poziția asta e destul de e amuzantă și mai parte incredibil de făcută. Cum este făcută toate pozițiile astea, ceea ce face o formă destul de incredibilă. Are finisher, se numește Shinka Ryuha-zan, care se numește Golden Flame, nu, Gold, Godly Flame Dragon Wave Slash. Cam așa se numește. Kaienken Greca. Care se face un dragon, sumonează, înțelegeți-vă ideea, partea aia cu sabia. Avem o, din apariția noi forme, ambele două din upgrade formule, avem o mecanică nouă și anume drag boostere. Aici vedem partea mecanică din Yuki. Practic, pui Wonder Rhyme Book-ul în interior, indiferent dacă e mic sau mare, îți scanează și practic dă un damage destul de mare. Aici vedem Fire Breath-ul ce atacă goblinul și vedem atac la mai înălțime și dă un slash to caliber. Incredibil. Și se numește One Raid Flame Spicy. Dacă nu vă întrebați cum este, se numește. Poate să atragă să împuște cu mingi de foc prin dragonicul vostru să, și să fie care se numește Kounka Dai Kakumei, ca să se numește, care se translate în Grey Fire Revolution. Incredibil. Designul arată, mulți spun că e creepy, însă designul este, îi dă atât de savoare încât îl face incredibil. Și cât de magnific vedem. Aici îl vedem pe Calibur, fost știu un finisher care are aripi, iar Toma, Seiba, clarește Brave Dragon. Cât de genios. Să mai vedem cu o carte. Aici vedem cum toate paginile sunt doar acoperite, nu sunt toate puse.
Mai putem vedea și alte scanuri. Să mai vedem. Cum vedeți, aici e toate asimetricele ale costumului. Vedeți cum este capa aia acolo, cum este găurile alea. Parcă zici că este ca un adevărat cavaler. Și vedeți cum Caliburn încearcă să-l dobare pe Toma. Practic, nu reușește. Ceea ce face Foma destul de incredibil. O să fie un pic mai puternică ca Caliburn, desigur. Aici avem un finisher care nu prea se știe numele, cum Rider Kick-ului, însă eu cred că este destul de incredibil cum este pus.